Fiecare zi este un dar de la Dumnezeu. Lecturează preotul creștin ortodox Ioan. Să-L primim pe Hristos în inima noastră. Vin din când în când vremuri grele, când pare că triumfă puterea întunericului și că biruința este de partea vrăjmașilor lui Hristos. Dumnezeu Tatăl a îngăduit răstignirea pe crucea Fiului Său și punerea Lui în mormânt. Mormântul părea să se fie închis deasupra Lui pentru totdeauna. Nu mai vedem decât o piatră și pecetea de pe Sfântul Mormânt. În fața priveliștii acesteia stăteau cu durere Sfinții Apostoli. Deseori ni se pare și nouă că este pângărită, înfrântă credința noastră creștin-ortodoxă. Dumnezeu nu-și face auzit glasul, nu-L auzim în fără de legile care se săvârșesc. Lumina a fost acoperită de o beznă de nepătruns, grosolană. Puterea vrăjmașă pare să fi învins dreptatea și adevărul. Descurajați, cu durere în inimă, Sfinții Apostoli lui Hristos s-au întrebat de ce s-a lăsat acoperit cu o piatră de mormânt învățătorul lor. Astăzi înfrângere, mâine biruință. Și dacă în istoria popoarelor, din pricina mulțimii păcatelor omenești, Hristos apare mai des înfrânt decât biruitor, să fim încredințați că după îndelungata domnia răului va veni triumful deplin văzut al lui Hristos, încununat de slavă, în fața căruia se pleacă tot genunchiul celor cerești și a celor pământești și a celor de dedesubt. Fiecare dintre noi, spunând, repetând zilnic, vie împărăția ta, poate grăbi venirea acesteia, primind stăpânirea lui Hristos în inima sa și mulțind numărul celor care, în mijlocul stăpânirii păcatului și a trupului, se închină lui Iisus Hristos cu toată ființa și cu toată viața lor. Mijloc de vindecare. Moise, robul meu a murit, ridică-te dar! E îndoielnică în clipa marii dureri care îi lovise pe toți Iosua, navii se simțea în stare să se supună lui Dumnezeu și să se arate îndată mulțimilor. De obicei, oamenii au nevoia firească de a-și trăi durerea mai întâi în singurătate. Cutremurați de o lovitură neașteptată, ei simt de cele mai multe ori nevoia de liniște și singurătate. Și această nevoie vine din frica pe care omul o încearcă fără voie în fața clipei neîntoarcerii la viață. Singurătatea, pustiu, îți cuprind sufletul. Totuși, Domnul ne cheamă și pe noi să ne ridicăm și să-L urmăm. Oricât de mult ne-am răsfățat, singur durerea nu o să o vindecăm. Singurul mijloc de a vindeca inima rănită este să o îndrepți către Dumnezeu, să uiți în El de durerea ta și să-I ajuți în numele Lui pe ceilalți. Vedem că Domnul nu-i spune acestui urmaș al lui Moise să se ridice singur. El îi spune, voi fi cu tine, nu mă voi depărta de tine, nu te voi părăsi, voi umple locul rămas pustiu. Nu numai că nu te voi părăsi, ci nu mă voi depărta nici măcar cu un pas de lângă tine. Numai să te ridici și tu să-mi strugești mie, mergi înainte, să nu-ți fie frică de viitor. Toată tăria, apărarea, înțelepciunea, vigoarea, mângâierea ta se află în această făgăduință. Eu voi fi cu tine. Să ne ridicăm și noi și să-L urmăm, să încredințăm Lui durerea noastră și să pornim împreună cu El în întâmpinarea durerii lumii. Va trebui să mergem de-a lungul șuvoiului nenumăratelor dureri omenești. Acolo ne vom îngropa propria noastră durere și vom mângâia pe alții cu mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu. Domnul te dă în vileag. Tu ai făcut acestea, iar eu am tăcut, așa zice Domnul. Până acum a tăcut Dumnezeu și ți-ai închipui că El nu vede că unul sau altul din păcatele tale se pot ascunde de El și pot rămâne fără urmări, fiindcă nu se face curând judecata celor ce fac rău. De aceea s-a umplut inima oamenilor de pofta de a face rău. Până la o vreme Domnul îngăduie să crească pălămida amestecată cu grâul, dar vine vremea când îi aduce aminte omului de tot ceea ce acesta a uitat, spunându-i, tu ai făcut acestea. Și acum ne vorbește deja cuvântul lui Dumnezeu, dându-ne pe față păcatele. Ne vorbesc de asemenea viața și experiența, făcându-ne să ne lovim de urmările lor. Totul a început de la lucruri mărunte. La început te-am fășurat ca un fir subțire, un obicei rău sau altul, iar acum acel fir subțire s-a prefăcut într-un odgon gros ce te-a legat de mâini și de picioare. Urmele păcatelor tale se întâlnesc în copiii tăi, în apropiații tăi, în ceea ce faci și îți spun, tu ai făcut acestea, iar tu întorci capul și mergi mai departe. În sfârșit, glasul mustrător al Domnului va răsuna în sufletul tău nepăsător și vei auzi de la El nu numai tu ai făcut acestea, ci și voi da în vileag păcatele tale. Înțelege asta,
tu, cel ce ai uitat pe Dumnezeu, ia aminte la acest glas, fiindcă spune adevărul și caz cu pocăință și cu inimă zdrobită înaintea Domnului, care îți dă în vileac păcatele ca să te înțelețești. El vrea și poate să-ți ierte și să șteargă fără de legile și dându-ți o inimă nouă să te pună pe calea vieții veșnice. Întărirea credinței. Iubiții mei, cu toate că sporește necredința, noi trebuie să ne mărturisim credința creștin-ortodoxă în fiecare zi și în fiecare ceas. Ca să facem asta, nu e nevoie să o exprimăm prin cuvinte, să o predicăm, ori să predăm ca pe o lecție. Cea mai bună predică se ține prin exemplu vieții, prin fiecare faptă, prin atitudinea față de tot ce este în jurul tău. Firește, trebuie să fim împreună conștienți că avem nevoie să ne fie întărită credința. Nu trebuie o credință tare, neclintită pentru a ține piept tuturor piedicilor care apar mereu în calea noastră. Ți-e și groază să te gândești cât și de puțină este între oameni credința, câte lipsuri are această credință, cât este de rece și cât de des oamenii sunt gata să se lepede de ea. Totuși, niciun fel de argumente, niciun fel de raționamente filozofice nu pot rămâne în picioare în fața credinței adevărate, creștin-ortodoxe. Aceasta este biruința care birui lumea, credința noastră adevărată, mântuitoare, strămoșească, pe care poporul român o are încă din anul 40 după Hristos, de la Sfântul Apostol Andrei. După faptele noastre ne vor cunoaște. Așadar, să